Bine v-am găsit la o ediție specială Universul Credinței. Invitatul nostru în această seară este domnul Vlad Cubreacov, președintele Asociației Răsăritul Românesc din Chișinău. Bună seara! Bună seara, bine v-am găsit! V-am invitat în această seară pentru a încerca o analiză din perspectiva dimensiunii geospirituale a conflictului care se desfășoară în aceste zile în Ucraina. Lucrurile nu sunt deloc simple. De unde să începem? Probabil să începem de la natura relațiilor dintre biserică și stat pe care Patriarhia Moscovei și-a construit-o în timp. Și în acest caz putem vorbi de câteva idei forță, de câțiva vectori care au ghidat întotdeauna administrația bisericească de la Moscova, Petersburg și iarăși de la Moscova. Una dintre aceste idei ar fi ideea cele de a treia Romă. Deci e un concept legat de stăpânire și de pofta de stăpânire, de extindere a puterii asupra altor spații în afara statului rus. Este de fapt ideea imperială, microbul imperial care, din păcate, a afectat Biserica Rusă și acest fapt este confirmat de modul în care aceasta s-a manifestat, inclusiv în raport cu românii, nu numai cu ceilalți slavi de răsărit, cum ar fi ucrainenii sau bielorușii. Nu uităm de faptul că ideea celei mai mari tragedii care s-ar fi produs în secolul 20, prăbușirea URSS, a fost lansată încă în anul 1993 de către actualul patriarh al Moscovei, Kiril Gundeaev, care deținea la acea vreme funcția de șef al sectorului de relații externe bisericești. Încă de pe atunci devenise clar că Biserica Rusă va seconda, așa cum a făcut tradițional, centrul de putere de la Kremlin și va exercita abuziv sau mai puțin abuziv puterea în paralel cu statul rus, inclusiv în afara Federației Ruse. Deci Biserica Rusă, din păcate, se definește ea însăși prin articolul 1 din statutul său drept o biserică multinațională. Ea este singura dintre bisericile ortodoxe locale care respinge din start principiul etnic al constituirii bisericilor locale. În toate cele cazuri, acest principiu este valabil. Și Biserica Rusă o face în pofida faptului că termenul de rus, denumirea etniei pe care este chemată să o servească, figurează în titulatură, dar aceasta nu este reflectată în spațiul de jurisdicție al Bisericii Ruse, în ceea ce ea numește teritoriu canonic, un alt concept de natură imperială de care s-a prevalat întotdeauna biserica din preajma Kremlinului. Vedem că și domnul Putin acum vorbește de teritorii. Din păcate, Biserica Ortodoxă Rusă s-a preocupat mai mult de teritorii decât de oameni. Ori noi știm că fără oameni teritoriile nu au niciun sens. Ar fi foarte interesantă o discuție despre relația între Patriarhia Moscovei și credincioșii ortodoxi din Republica Moldova, dar n-aș vrea să divagăm, poate o să o facem altă dată. Aș vrea să vorbim strict pe relația interortodoxă, să spunem așa, în spațiul Rusiei, Bielorusia, Ucraina. Ce s-a întâmplat în acest spațiu în ceea ce înseamnă Biserica Ortodoxă după căderea comunismului? Biserica Ortodoxă din Ucraina este doar formal autonomă în raport cu Patriarhia Moscovei. De fapt, este o parte, componentă locală în Ucraina a Patriarhiei Moscovei. Există încă alte două jurisdicții paralele și canonice. Este Biserica Autocefală Ucraineană, care în 2019 a primit un tomos din partea Patriarhiei de Constantinopol, și există un exarhat al Patriarhiei de Constantinopol, care exercită direct o jurisdicție canonică asupra minorității, minusculei minorități grecești din cuprinsul Ucrainei. Dar trebuie să privim probabil puțin mai larg, pentru că structura confesională a populației din Ucraina diferă foarte mult de cea pe care o avem în România sau în Republica Moldova, de exemplu. Constatăm prezența peste 4 milioane de credincioși greco-catolici, în special în partea de apus a Ucrainei, de asemenea circa 1 milion de credincioși romano-catolici, 10,6 milioane de atei, și aceasta este o moștenire dureroasă încă din perioada sovietică,
Și ortodoxii care rămân sunt divizați în părți aproximativ egale numeric între Biserica Autocefală și Biserica Autonomă din cadrul Patriarhiei Moscovei. Este un tablou care subliniază ideea de concurență și confruntare nefastă între aceste jurisdicții. Cum apreciați, au fost trei comunicate importante difuzate de, să spunem, întâi sătorii acestor, să spunem, trei biserici, dacă le putem numi așa, vorbim despre Patriarhul Kiril din partea Bisericii Ruse, de Mitropolitul Onufrie, care este întâi sătătorul Bisericii Ortodoxe Ucrainiene, care ține de Moscova, și de întâi sătătorul Bisericii Ucrainiene, care ține de Constantinopol. Mitropolitul Epifanie. De, cum le puteți comenta? Pentru că cel mai curajos mi s-a vrut până la urmă Mitropolitul Onufrie, care s-a adresat direct președintelui Putin, bineînțeles și Patriarhului Kiril. Da, este un mesaj corect, l-am citit și eu, e în spiritul evanghelic al iubirii față de oameni, condamnă războiul și pledează pentru pace, îndemnând credincioșii să se roage pentru reinstaurarea păcii în Ucraina. Dar în același timp observăm că acest apel al mitropolitului Onufrie de la Kiev nu a avut rezonanța așteptată chiar în cuprinsul jurisdicției sale, pentru că ieri și astăzi patru eparhii importante din Ucraina au decis, prin vocea autorizată a mitropoliților și episcopilor care le conduc, să nu-l mai pomenească pe Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii la slujbele duminicale sau cu alte ocazii, subliniind de fiecare dată că Biserica Ortodoxă din Ucraina nu mai poate avea de acum încolo nicio legătură cu Biserica unui stat agresor. Asta ne arată că se produce deja o ruptură chiar în cadrul jurisdicției din Ucraina a Patriarhiei Moscovei. Și credeți că ruptura dintre cele două mitropolii, patriarhii de pe teritoriul Ucrainei este atât de profundă, am putea să prefigurăm o unire a credincioșilor ortodoxi în Ucraina? Eu cred că este o tendință, cel puțin. Ruptura încă nu s-a produs efectiv. Vom vedea, dar eu cred că se va ajunge de la declarația din 1993 a Patriarhului Kiril, precum că prăbușirea URSS a fost cea mai mare tragedie a secolului 20, la o altă afirmație care va corespunde într-un viitor apropiat adevărului, și anume că prăbușirea jurisdicției imperiale a Patriarhiei Moscovei în Ucraina și în alte spații este dureroasă pentru centrul de putere ecleziastică de la Moscova. Deci asistăm la 30 de ani de la prăbușirea URSS, la prăbușirea jurisdicției Patriarhiei Moscovei în spațiul european. Credeți că Patriarhia Moscovei ar fi putut să împiedice acest război? Da. Dacă în 1990, categoric, la căderea comunismului, Patriarhul Kiril cumva a suplinit vidul de putere, dacă putem să-l numim așa, din acei ani, și a creionat cumva politica externă bisericească, dar care cumva influența și politica statului rus, acum cumva lucrurile nu se pot vedea în oglindă? Dumneavoastră aveți dreptate. Dacă, dar nu putem modela acum situației din trecut. Dacă Patriarhia Moscovei totuși ar fi decis să acorde autocefalie Bisericii Ortodoxe din Ucraina după prăbușirea URSS și să accepte să exercite o jurisdicție în cuprinsul Federației Ruse, nu și în alte spații, devenind o biserică națională rusă autentică, nu am fi asistat la asemenea tragedii. Din păcate, Biserica Rusă și statul rus nu au ezitat să se servească de standardul ortodoxiei în scopuri secular-politice, pentru că dedesubturile sunt întotdeauna politice sau geopolitice și în felul acesta, din păcate, standardul ortodoxiei a fost pătat. Cum comentați ceea ce se întâmplă în zilele noastre? Sunt comentarii pertinente pe care le găsim peste tot și în toată lumea. Pentru că se face o apropiere între război,
între creștinul ortodox Vladimir Putin, Biserica Ortodoxă Rusă. Cum vă explicați toate aceste lucruri? Nu doar Vladimir Putin este prezentat drept un creștin exemplar. Vreau să readuc în atenție faptul că de-a lungul celor trei decenii de după prăbușirea URSS, Patriarhia Moscovei a încurajat separatismul teritorial și politic în diverse state și în special în state ortodoxe. Mă refer aici la Republica Moldova, la Georgia și la Ucraina, care sunt state cu majorități creștine ortodoxe și state de îndelungată tradiție ortodoxă. De exemplu, toți lideri, așa zis și lideri sau căpeteniile regimurilor separatiste din Oseția de Sud, din Abhazia, din Transnistria, din bazinul carbonifer Donbas, Lugansk și Donetsk sau din Crimeea, au fost gratificați de către Patriarhia Moscovei și de Patriarhul Alexei al II-lea și de Patriarhul Kiril actual, cu cele mai înalte distincții ale Bisericii Ortodoxe Ruse, în felul acesta sublinându-se nu doar faptul că Vladimir Putin ar fi un creștin exemplar, cu ghilimele de rigoare, dar și aceste căpetenii separatiste obediente centrului de putere politică și militară de la Moscova ar fi de asemenea creștini exemplari și demn de urmat, cumva. Din păcate s-au amestecat lucruri care nu sunt compatibile. Pentru că atunci când vorbim despre stat și biserică, trebuie să ținem cont de faptul că acestea sunt diferite ca natură, ca scop și ca mijloace. Ortodoxia și creștinismul în general nu meritau târâte în ecuația geopolitică din spațiul nostru și în felul acesta am fi avut de câștigat. Din păcate, lucrurile s-au împotmolit prea tare și eu sunt ușor sceptic în ceea ce privește capacitatea Bisericii Ortodoxe Ruse de implicare pozitivă în actualul context și mai ales în ceea ce înseamnă pregătirea unei situații stabile și de pace în beneficiul credincioșilor ortodoxi și din Ucraina și din Rusia. Singurul lucru care ne mai alină, care mai alină suferința pe care o întâlnim la tot pasul în aceste zile este solidaritatea creștină de care dau dovadă oamenii, de care dau dovadă românii. Totul a plecat într-un mod firesc și la primele grupuri de refugiați românii au ieșit în întâmpinarea lor. Aș vrea să vedem un scurt material realizat de colegii noștri la Niculițel și apoi să revenim asupra acestei teme. We'll be right back.
Așa, după cum ați aflat și din emisiunile noastre informative, dragostea creștină, solidaritatea cu suferința familiilor atât de încercate în această perioadă, o întâlnim peste tot în România. Acestui efort ne-am alăturat și noi, echipa Universul Credinței ATVR, cu sprijinul unei parohii ortodoxe românești din Suedia, din orașul Jönköping. Am trimis mai multe ajutoare către așezământul de la Niculițel, din județul Tulcea. Acolo se află colegul meu, Corneliu Vlad Matache. Bună seara, Corneliu! Bună seara, Rafael! Țin să vă mulțumesc pentru materialul atât de emoționant pe care l-am difuzat mai devreme, pentru că ați ales să difuzați încrederea acestor copii și acestor părinți care și-au părăsit locuințele și care acum sunt departe de țara lor. Așa este, Rafael. Colegul meu, director de imagini, Silviu Andrei, a fost cel care a montat acest filmat și montat acest material impresionant și care l-a trimis la redacție. Protoieria din Niculițel, cum spuneam și în intervenția din seara trecută, a devenit o adevărată tabără pentru refugiați. În fiecare zi vin aici refugiați, în special din zonele din sudul Ucrainei, din Ismail și Odessa. Azi noapte au venit 11 refugiați. Centrul funcționează și se apropie de capacitatea maximă, aceea de 70 de refugiați, dar protoieria a găsit o soluție. Sunt foarte multe familii de aici, din localitate și din localitățile învecinate Niculițelului, care s-au oferit să-i găzduiască pe acești oameni. Mulți dintre ei nu vor rămâne în România, vor pleca mai ales în țările occidentale, însă sunt și bătrâni care așteaptă pur și simplu să se termine conflictul și să se întoarcă la casele lor. Țin să precizez că printre refugiații sunt nu numai cetățeni ucraineni, ci și cetățeni ai altor state, de exemplu vietnamezi, iranieni, chiar iordanieni, care sunt studenți în Ucraina sau care s-au angajat ca lucrători în Ucraina și ei au venit aici și sunt la fel de șocați, dar în același timp la fel de recunoscători românilor, pentru că i-au primit și au avut grijă de ei și au întâlnit o ospitalitate. Îmi spunea unul dintre ei că n-a mai întâlnit așa ceva pe nicăieri, un popor atât de deschis, o lume atât de sensibilă la suferințele lor. Ce vreau să mai spun este că astăzi, împreună cu echipa Universul Credinței, am fost și în Isaccea. Și această străveche cetate dunăreană, pot spune că s-a transformat într-o tabără de refugiați. La Biserica Sfinții Voievozi s-au strâns ajutoare în interiorul bisericii. Enoriașii, împreună cu părintele Mocanu, Costel Mocanu Paroh, au încărcat aceste ajutoare și se îndreaptă spre o localitate aflată la 15 km de granița cu România, o localitate din Ucraina, unde locuitorii ei sunt în majoritar români. Deci a plecat acest convoi spre această localitate cu produse de primă necesitate și, așa cum ne-a mai spus părintele paroh, vor mai pleca încă 2 sau 3 convoaie de acest gen. Însă centrul îl reprezintă liceul din localitate, mai exact sala de sport, unde se strâng ajutoarele acolo, unde vin voluntari din întreaga țară și unde aproape non-stop vin oameni și aduc produse de primă necesitate și tot ceea ce le trebuie acestor oameni. Sala de sport găzduiește de asemenea și un număr de 20 sau 30 de refugiați. Am fost în același timp, astăzi a fost o zi deosebit de încărcată pentru noi, am fost și am luat câteva imagini și din Vama Isaccea, acolo unde au sosit din localitatea Ismail un autocar întreg cu copii de la un orfelinat însoțit de asistentele lor și de îngrijitorii lor și care de asemenea vor fi repartizați la centrele de refugiați din această zonă. Rafael? Vă mulțumesc pentru corespondența voastră. Vă așteptăm cu reportajul pe care vom difuza duminică la Universul Credinței, duminică dimineața. Revenim în platou, invitatul nostru, Vlad Cubreacov. Să vorbim puțin și despre, să spunem, componenta religioasă de-a lungul graniței noastre răsăritene. Refugiați din Ucraina trec granița înspre România, foarte mulți au mers și în Republica Moldova. Da, este adevărat. Este vorba deja de peste 200.000 de refugiați care au pătruns în interiorul spațiului românesc, atât în stânga cât și în dreapta Prutului. Aceștia au găsit toată compasiunea și înțelegerea și solidaritatea exemplară chiar a oamenilor din România și Basarabia. Biserica de asemenea s-a implicat, a fost printre primele instituții care au răspuns nevoii de ajutorare acestor oameni năpăstuiți care au fugit din calea războiului, în special femei și copii. Noi înțelegem această suferință și vom fi întotdeauna solidari cu oricine, nu neapărat cu
ucraineni. Ați văzut că sunt și străini din alte state, de alte confesiuni, de alte limbi, de alte rase chiar. Și cred că am avut un comportament adecvat. Trebuie să facem diferența între această solidaritate creștină pe care o vedem la tot pasul, de-a lungul întregii granițe de răsărit a României cu refugiații, și ar trebui totuși să punctăm puțin și politica statului ucrainean față de minorități. Bineînțeles că s-a vorbit foarte mult, că nu e momentul să vorbim despre acest lucru, dar totuși o realitate ar trebui să fie cunoscută. Noi cunoaștem problematica cu care se confruntă minoritatea românească din Ucraina, dar ar trebui să privim lucrurile constructiv și să avem, să scrutăm viitorul. Pentru că aceasta contează poate mai mult. Referându-ne strict la planul bisericesc, constatăm că avem 127 de parohii românești în Maramureșul de Nord, Herța, nordul Bucovinei, nordul Basarabiei și sudul Basarabiei. Sigur că acești români trebuie să se bucure iarăși de înțelegerea și solidaritatea noastră, și iar noi să avem în vedere cu responsabilitate construirea unei relații mai bune de acum încolo. Pentru că biserica, spre deosebire de stat, are capacitatea de organizare și reorganizare a spațiilor spirituale. Acești români din Ucraina aparțin lumii românești, spațiului spiritual românesc, și nu pot fi niciodată rupți de trupul națiunii noastre. De aceea ar trebui să vedem, de exemplu, spun asta cu titlu de opinie personală, dacă nu cumva este cazul să procedem la reactivarea episcopiei de Rădăuți sau la luarea sub aripa protectoare a creștinilor ortodoxi din Herța și nordul Bucovinei a Bisericii Ortodoxe Române, așa cum aceștia au fost de-a lungul secolelor. Biserica este organizată pe criteriu etnic și Biserica Ortodoxă Română, în special, s-a condus de acest principiu, nu a avut niciodată reflexe imperiale, pofte de stăpâniri peste alte neamuri, dar este corect ca toți românii care doresc să facă parte din familia noastră ortodoxă să fie acceptați și asistați. De aceea și legislația Ucrainei, observăm, este îngăduie alte jurisdicții decât cea a Bisericii Ortodoxe Ucrainene. Spuneam anterior că sunt deja trei jurisdicții, din punctul meu de vedere, perfect canonice. Ele sunt paralele și au ienorie diferită. De aceea și românii ortodoxi din Ucraina trebuie să revină în spiritul adevărului și al dreptății în comuniunea Bisericii Ortodoxe Române Mame. Nimic nu ne împiedică să facem acest lucru dacă îl voim cu adevărat și dacă ne fundamentăm gândirea și acțiunile, deciziile pe Duhul Evangheliei, care este al iubirii de aproapele și Duhul adevărului. Pentru a înțelege cel mai bine ce se întâmplă în rândul refugiaților care vin acum în România, vă propun să îl ascultăm acum pe colegul nostru Răzvan Butaru, care este de câteva zile acolo. Bună seara! Bună seara! Bună seara! Care sunt primele impresii și, poate mai important decât primele impresii, care sunt primele tale concluzii? Lucrez la un material pentru Dosar România. Da, lucrez eu și Codruța Angelescu. Împreună suntem două echipe de la Dosar România aici. Primele mele impresii când am ajuns acolo, am ajuns luni seară, am mers direct în vamă la Siret. Primele mele impresii au fost că mi se pare o impietate să-mi fac meseria de jurnalist și să trag de oamenii aceia care erau speriați, erau obosiți, și mi se părea că îmi fac meseria bazându-mă pe durerea lor și pe nenorocirea lor. Asta a fost foarte greu. A fost foarte greu să trec peste lucrul acesta. Deși eu veneam cu cele mai bune intenții, evident,
ne încercând să fac rating sau altfel de alt gen de emisiune, decât să merg și să arăt, să încerc să arăt lumii întregi prin ce trec niște oameni care s-au trezit peste noapte în plin război, bombardați și cu toată viața dată peste cap. Toată viața și tot viitorul lor distrus. Ce fel de oameni ai întâlnit? Oameni de tot felul. Erau oameni, bun, în primul rând cei care se refugiații. Erau oameni care se vedeau că erau cu stare, deci erau oameni care se vedeau că sunt bine îmbrăcați, că au, nu știu, mașini bune, de lux, poate chiar unii, dar și oameni simpli care veneau pe jos. În orice caz, în ochii tuturor se citea teama, erau speriați și dezorientați. Ce se întâmpla, ce am aflat eu că se întâmplă în vamă la partea craniană, faptul că se trece foarte greu, se stă, au stat mulți, foarte mulți, au stat ore, chiar zile acolo în vamă, dar odată ce ajungeau la noi, erau preluați, din primele momente erau preluați de către traducătorii, sunt foarte mulți traducători, cei care știu limba rusă sau limba ucraineană. Sunt foarte mulți tineri care fac lucrul acesta. Și peste tot li se ofereau, erau se oferă ajutor. Dacă avea... S-a întrerupt corespondența cu Răzvan Butaru, încercăm să o restabilim. Până atunci aș vrea să vă întreb, domnule Cubracov, dacă puteți comenta o inițiativă legislativă, aceea de a se simplifica acordarea cetățeniei române etnicilor români din Ucraina. Cum vi se pare în acest context acest lucru? Orice inițiativă în acest sens este binevenită, așteptată de românii de pretutindeni. Nu este vorba numai de românii din Ucraina, și din Serbia, și din țările balcanice, de peste tot, inclusiv o parte din românii din regiunea transnistreană a Republicii Moldova, care nu descind din cetățenii ai României interbelice. Deci ne trebuie o asemenea lege, cadrul legislativ în materie poate fi perfecționat și eu cred că este o urgență, ba chiar poate că am întârziat în acest sens. Toate statele din jurul nostru au procedat în conformitate cu interesul lor național și și-au simplificat legislația. Deci este atunci când România este înconjurată de români, este vorba de milioane de oameni, nu putem fi indiferenți. Vedem acum că mecanismul cetățeniei țării înrudite, a patriei istorice și etnice, este inclusiv unul de protecție a persoanelor. Ar fi o formă de solidaritate cu românii noștri din afară. Eu cred că situația poate fi reparată și un asemenea proiect de lege trebuie adoptat. În contextul despre care vorbim în această emisiune, o scurtă analiză despre situația din Republica Moldova. Trebuie să vorbim totuși și despre acest lucru și cum credeți, care credeți că va fi impactul asupra credincioșilor ortodoxi din Republica Moldova, care la rândul lor sunt împărțiți între Patriarhia Rusă. Da, avem acolo două jurisdicții. O treime din corpul social ține de jurisdicția Patriarhiei Române prin Mitropolia Autonomă a Basarabiei, care are la rândul său patru episcopii sufragane la Bălți, Chișinău, Cahul și Dubăsari. Pe de altă parte, sub două treimi din populația Republicii Moldova rămâne în continuare, din păcate, în prizonieratul canonic al Bisericii Ortodoxe Ruse, dar lucrurile acolo sunt întotdeauna în mișcare. Granița nevăzută canonică dintre cele două mitropolii, ambele de expresie românească, de altfel și ambele de stil vechi, este fluctuantă. Întotdeauna s-a migrat canonic ca să
folosesc un termen mai puțin obișnuit pentru asemenea situații, dinspre jurisdicția rusă abuzivă către jurisdicția ortodoxă, canonică și perfect legitimă. Oricum, oamenii fac acest lucru în libertate, legislația Republicii Moldova este una acceptabilă și euroconformă în acest sens. O singură mare problemă pe care o întâmpină Mitropolia Basarabiei, dacă vorbim despre jurisdicția noastră, este acum cea a redobândirii patrimoniului său imens, confiscat abuziv de către puterea sovietică ocupantă în 1944 și deținut în prezent de Guvernul Republicii Moldova, patrimoniul niciodată restituit. Nesoluționarea corectă a acestei chestiuni, în opinia noastră, lipsește Mitropolia Basarabiei de baza sa materială și economică pentru a putea face față sarcinii sale misionare într-un spațiu totuși marcat de un șir de sechele care vin din trecutul sovietic dureros. Legislația Republicii Moldova nu permite în acest moment retrocedarea acestor proprietăți? Nu, principiul restituției în genere lipsește în legislația Republicii Moldova, nu numai atunci când ne referim la proprietățile bisericești. Este un principiu, dar Republica Moldova, în sensul acordurilor și tratatelor internaționale, este succesor local și în parte, aceasta este definiția oficială, a fostei Uniuni Sovietice. De aceea considerăm că Republica Moldova, ca succesor local și în parte al statului ocupant care a spoliat acest patrimoniu bisericesc imens, trebuie să se achite de obligații în spiritul dreptății, pentru că și în Constituția Republicii Moldova, ca și în Constituția României, dreptatea este considerată valoare supremă și garantată. Ați deci în spiritul dreptății. Câteva dintre aceste proprietăți? Sunt foarte multe. Din fericire, în mare parte acestea s-au păstrat. Multe sunt în municipiul Chișinău, al doilea oraș în spațiu românesc. Este, de exemplu, clădirea fostei facultăți de teologie, care în perioada interbelică a avut profesori și decan celebri, de exemplu Gala Galaction, Nichifor Crainic. Au fost foarte mulți absolvenți ai acestei facultăți. Deci clădirea s-a păstrat, astăzi este în balanța Universității de Stat din Moldova. Sau clădirea fostului seminar teologic din Chișinău. Peste 80% din membrii Sfatului Țării care au votat unirea cu patria mamă România în 27 martie 1918 erau absolvenți ai seminarului teologic din Chișinău, la acea vreme cea mai înaltă instituție de învățământ din toată gubernia Basarabiei. Casa Hitov, de exemplu, care marchează perimetrul unui cartier întreg din Chișinău. Sunt casele urbane ale mănăstirilor românești din Basarabia, aflate în Chișinău. E o tradiție locală acolo, ca orice mănăstire să fie avut o reprezentanță în centru eparhial. Totuși au trecut 30 de ani de la căderea comunismului, mai bine de 30 de ani, și nu s-a întâmplat nimic în acest sens. Pentru ultimul minut al ediției din această seară, aș vrea să comentați decizia Republicii Moldova de a adera la Uniunea Europeană. Pe scurt, cum o vedeți? Ce șanse sunt? Sigur, nu putem fi împotriva unei asemenea solicitări, dar ceea ce face Republica Moldova, trebuie să nuanțăm, nu este decât solicitarea statutului de stat candidat la aderare, nu vorbim despre o aderare propriu-zisă. Și Turcia a fost mai bine de 3 decenii oficial candidat la aderare la Uniunea Europeană și a retras cererea la un moment dat. De aceea, ținând cont de complexitatea contextului istoric în care ne aflăm, de riscurile majore, inclusiv de securitate din regiunea noastră, considerăm că Republica Moldova și populația ei, românii de acolo, trebuie să decidă asupra reunirilor cu patria mamă România. Nu uităm că printre cei 22 de vecini exteriori ai Uniunii Europene, Republica Moldova nu este doar cel mai mic stat, dar este și statul vecinul cu cei mai mulți cetățeni europeni. Aproape 1,5 milioane de cetățeni ai României, jumătate din populație. Domnule Cubreacov, vă mulțumesc pentru prezența în această seară în studioul Universul Credinței, într-o ediție specială. Atât pentru această seară, toate cele bune!